Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ce faceți, domnul Țânțăreanu? Nu pot să spun că fac prea bine. Sunt internat la sanator. Aoleo, nu ne spuneți nume de spital, dar ce căutați acolo? E greu să spun. Cred că m-au ajuns blestemele. Nu mă simt prea bine. Sunt medici, mă rog, nu sunt foarte optimiști în privința mea. Adică, stați să mă țin bine pe scaun. Se întâmplă, adică, aveți o situație delicată din punct de sănătate. Ce s-a întâmplat? Ce simptome aveți? Domnule, am avut o fractură de asta de tendon, a recidivat, a mai rupt odată, nu știu ce, și e o tumoare, am zis că nu e nu știu ce și cred că s-a complicat treaba și a recidivat cancerul. Domnul Țânțăreanu. Niște vești groaznice. Absolut groaznic. Dați-mi voie de stați un pic să-mi revin. Stați, haideți să luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem imediat. Domnul Țânțăreanu dă verdictul după doar câteva minute. Da, încercăm să ne revenim și am încercat să ne revenim în această pauză pentru că domnul Țânțăreanu, intrat în legătură telefonică cu noi, ne-a spus că se află într-un spital privat din București, acolo unde problemele la picior, dar și o tumoră ar fi recidivat. Domnul Țânțăreanu, ne auziți? Auda. Deci, ce urmează să faceți în continuare? Domnule, nu mai știu. Eu nu sunt împăcat și chiar pot să spun că sunt oarecum mulțumit. În primul rând, sunt racordat la o perfuzie la care, apăsând pe o pompiță, eu pot să nu mai am dureri și nu mai am, îmi pompez morfină. Și chiar mă simt foarte bine. Îmi pare rău că n-am încercat mai de mult treaba asta. Aș fi fost stat și trei mai bine. Acum o jumătate de oră a plecat familia de la mine, a fost cu preotul, de sunt din punctul ăsta de vedere și am scăpat de o mare grijă. Mă gândeam ce o să aleagă de toată munca mea și de familie. Domnul Țânțăreanu, dar nu vă gândiți prea departe, domnul Țânțăreanu, sunteți în viață. Nu, sunt în viață și eu sper să fiu, dar nu pot să... Dar astă seara am mai scăpat de o grijă, că pe lângă familia nevastă mi-a venit și cu un tânăr voinic, zdrav, care a spus că preia el toate obligații să pot să stau liniștit, că se va ocupa el de toată agoniseala mea. Păi cine e tânărul ăla, domnul Țânțăreanu? Domnule, acum l-am cunoscut, nu știu unde l-a găsit nevastă mea, de fapt ea a rămas într-o rezervă alături, că dacă se întâmple ceva și ăsta un suflet nobil s-a oferit să rămână și el acolo peste noapte pe o canapea, deci sunt din punctul ăsta de vedere, nu am griji, sunt pe mâini bune. Domnul Țânțăreanu, nu-mi vine să cred, vă rog să spuneți-mi că nu e adevărat. N-am cum să spun treaba asta, că asta se întâmplă și la case mai mari. Nu e... Să știți că o parte din zâmbetul și buna dispoziție și inteligența României ar dispărea odată cu dumneavoastră. Dar de ce mai sună? De unde? Păi stați să vă spun că a apărut pe un site că sunteți bolnav, să știți. Eu nu mă... Adică păi nu ce am cerpare normale. Păi, auzi, să nu le fuzi muma în curs cu titurile lor. Nu, domnul Țânțăreanu, aoleo! Da. Și mie mi-a spus ieri, când a venit de la teatru, m-am oprit la noi la restaurant aici și mi-a spus, ce dumne, și pe moarte mă întrebau. Păi de ce? Păi a apărut nu știu unde că ești pe ducă. Da. Da, domnul Țânțăreanu, uite, deci, nu vor cai când vor câini. Stai să o luăm ușor așa, deci să beau puțină apă, că eu o luasem în serios. Da. Și eu o luasem în serios. Cu tânărul, că tânărul există. Da. Domnul Țânțăreanu, acum nu vă mai cred nici să-mi spuneți treaba asta. Domnul Țânțăreanu, e adevărat că, uite, a apărut paradisul verde, s-a transformat într-un coșmar negru, s-a retras în viață bolnav, bătrân și uitat de mulți dintre prietenii care acceptau, fără asta pe gânduri, o spățură de la Corbeancă. Ăștia v-au îngropat, domnul Țânțăreanu. Așa scrie? Da. Da. Domnule, deci ultima oară, aseară când m-am întors de la teatru cu prietenii, am tras un chef. La noi chefurile sunt săptămânale.
sunt de 3-4 ori pe săptămână. Astea au rămas. Că nu mai sunt publice, că au râs toți de mine. Bă, potolește-te la vârsta ta. Nepoții au sărit, domne, gata, alo, bunicule, ce ești nebun? Potolește-te, râde lumea de noi la școală. Deci totul e ok. Nu, că colega mea e mai slabă de îngeri și ea în continuare să gândește. Nu știe când, bune. Nu știe când glumiți și când... Te aștept să reluăm, ți-aduce aminte. Da, ia. Păi asta spun. Hai că aveți cunoștință. Vedeți, domnul Țânțăreanu, cum e? Soția cu tână. Am mâncat o pâine bună acolo. Soția cu tână în rezervă și colega mea are amintiri cu dumneavoastră. Ce să zic? Dar ce amintiri? Nu-mi spune că... Mi-ai spus că n-am voie să spun prea multe, ca spune tot acum, da. Păi da, să le reluăm. Prefer să rămân cu amintirile. Domnul Țânțăreanu, da. E proaspăt măritată, eu știu, vedeți și dumneavoastră cum face, să nu-l năuciți pe băiatul ăla. N-ai văzut, se exemplu după mine, bărbasul. N-ai văzut tânărul e la mine în dormitor și eu nu mă supăr? Așa este. Ce să fac, da, asta e. Domnul Țânțăreanu, ne-a dat emoții, domnul suntem Țânțăreanu. Fericiți, deci, că nu e nimic. Presa scrie prostii. Acum vă spun eu mâine că acum am luat morfină și am întors de ăsta mai bun. Adică acum toate sunt bune. Da. Nici eu nu mai știu ce e adevărat. Parcă tot în spital sunt, noroc că ies niște condiții nemaipomenite. Mă simt foarte bine aici. Sunt două surori ca în filmele alea, ca în Hustler. Domnul Țânțăreanu, auziți? Domnul Țânțăreanu, auziți, dacă consumați morfina, sex sau șpriț? Nu, eu cu asta mi-aduc aminte că la Paris aveam, când am fost operat de colon, într-adevăr aveam o pompiță de-aia care spune dacă te doare... Și eu îmi puneam și la un moment dat a venit doctorul, dar ce faci? Păi pun ăsta. Păi te doare? Nu, dar nu poți să dormi. A chemat sora, zice, ia-i asta de aici, că asta e de durere, nu de dormit. Și mi-a luat morfina. Aia e treaba. Domnul Țânțăreanu, ne bucurăm foarte mult că sunteți în formă. Dacă dumneavoastră ziceți așa, e clar că nu trebuie să intrăm în panică. Altfel vreau să vă spun că am primit o groază de telefoane. Lumea s-a uitat cu sufletul la gură. Haideți, vă rog eu frumos, data viitoare. Să ne vedem. Aveți data viitoare. Data viitoare. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mersi asemenea și vouă și când vrei, auzi, cheamă-ți colectivul de acolo, vă invit. Pizza? Vă invit aici. Bună pizza aia. A rămas cu gândul la pizza de la restaurantul dumneavoastră. De acolo, tot acolo, dacă v-a plăcut. Și fructe de valoare bune, da. Cheamă-ți colectivul, stabilește o zi. Ia, și gata, spune, vrem gata să venim miercuri la ora 9. Da. Nu, voi nu puteți în timpul săptămânii. Când puteți voi? E, dacă mergem mai pe după amiază, ne trezim până la emisiune. Păi pe după amiază, la prânz, dacă vreți. Dăm bătă la prânz, de exemplu. Mulțumim din suflet. Domnul Țânțăreanu, să fii sănătos. Mulțumim, Doamne ajută. Să rămână, pa.